Salutare, prieteni! Încă o zi, încă o poveste. Povestea de data aceasta este una pe o vale cu un nume frumos, Valea Vinului. 16 martie, zi de primăvară, ne îndreptăm voios spre vârful Ineu, împreună cu cea mai tare trupă de astăzi. Bineînțeles, cel mai simpatic dintre noi, Loverul. Loverul! De data asta am adus și două fete frumoase. Aici o să tăiem. Că durează un pic. Cea mai faină fată de astăzi, salut. Andreea. Bineînțeles, nu putea să lipsească prințișorul Alpilor. Bogdan! Mai avem încă o fată frumoasă, dar să las așteptată. Mai precis, Monica, nu fugi că de mine nu scapă nimeni. Monica, pregătite fetele? Foarte, foarte. Așa. Bineînțeles, cu noi mai este și un câine, patrupedul Ceru. E acolo în față, îl prind eu și pe el. Să înceapă povestea. Liți aici pe harnicul Sky. Am dat și de primele limbi de zăpada. Încet, încet nu mai vorbim. Nu știu, ne umflă râsul sau din ce motive. Am parcurs și primii 3 km. Sky! Hai! Du lembe de foc. Nu le distruge. Ia uitați-vă la el, în loc să ne ducă rucsaci, el care lemne. Mai ne dă și peste picioare, că nu poate trece. Deci primăvara e și aici, la altitudinea asta. Trecem dintr-un anotimp în altul. Suntem pe traseul Triunghi Roșu, traseul de iarnă, strat gros de zăpadă, fiind parte nordică, urme bătute, pătătorite, dar unde intră piciorul, nu e ușor, să sperăm că sus e cel puțin la fel. Dacă nu, povestea se complică. Tu ce zici, Loverule? Da, deocamdată mere bine, că zăpada e tare, să vedem mai sus dacă nu leșinăm.
De-aia ești asistent. Da. Ca să dai primul ajutor. Ca să leșini primul. Să leșine fetele. Da. În sfârșit a apărut și astrul nostru care ne luminează și încălzește pașii astăzi. În sfârșit, în gol alpin. De 5 km l-așteptam. Cum e, Andreiușca? Foarte nu mă radiez ca soarele. Sus n-arată cel mai spectaculos, dar cum noi suntem niște oameni buni, o să avem parte și de soare. Adevărat? Hai repede! Bravo! Se vede și refugiul curățel. De când îl aștept? Acum suntem deja pe curbă de nivel. Zăpada e perfectă. Nu ne afundăm. Este un lucru bun. Intră soarele, iese, dar mai mult e în orar deocamdată, dar va ieși și soarele. Am dat de niște urme proaspete care merg la vale. Astea de azi dimineață. Cred că ori coborât înaintea noastră, probabil că a fost aici de ieri la o persoană, dar probabil o coborât pe traseul de vară, că nu ne-am intersectat cu el. Ia priviți-l aici, mult așteptatul refugiu. Ne-a ieșit în cale după aproximativ 6 km, 5-800 cum arată. Ia să vedem dacă se poate intra înăuntru. Ui, cineva acasă. Uite, mă, că există un pic de refugiu partea asta aici. Se mai lucrează. Acces salvamon și jandarmii montani. Am fost în urmă cu vreo 12-13 ani aici și am dormit aici. Știu că la vremea respectivă s-o ocupa Ioji din sat de jos din șanț. Nu știu dacă ea face parte și din gruparea salvamon, dar am venit, el avea cheie și am dormit aici, am făcut foc. A fost bine. Oh, deci există și partea asta de refugiu care e deschisă. Mă gândeam că nu-i deschis și se pare că, uite, aici este un pic de sobă, dar fără să fie pusă în folosință. Și partea asta de mansardă, unde mai sunt două camere, se poate dormi bine aici, văd că e și izolată. Suprafață mare, în cape aici o groază de lume. Nu, ar putea arăta și mai bine. Este și o saltea mai veche, mai murdară. Dar, într-adevăr, e un loc de retragere. Uite aici, deci, este sobă. Treabă bună, se poate face foc dacă ai lemne. Priciuri. Aici au reușit să și bată partea asta de OSB. Deci, e treaba bună. Ai, grande lover-ul! Bine ai venit la refugiu! Entrez, entrez, s'il vous plaît! E voie, e voie! Știți colindu? Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ai venit, uriașule! Mare-ți, domne! Exact! Se apropie și colindătorii. Ce fain e. Păi aici au hello. Știți colinda? Știm, dacă nu știm, învățăm. Domn să înălți. Domn să înălțăm. Dumneavoastră v-ați înălțat prea mult. Uitați-vă aici, ea le zâmbesc, dar nu-i râsul lor.
Merem la deal. Hai, sora, hai. Câinele ne poluează pe fundal. El în pește nori. Acum e Monica. Și-ar mai încape? Da. Întotdeauna. Da. Merem înspre acolo. Ne așteaptă și soarele. Suntem pe punctul albastru. După cum spuneam, vine și soarele. Avem o fereastră de soare. Zăpada în continuare perfectă. Aici unde bate soarele, chiar e mai puțin. Cum e, lovărule? Greu. Nu e ușor. Dar e prea frumos să renunțăm. Și împreună reușim. Asta e deviza noastră. Împreună reușim. Împreună suntem mai puternici. Împreună nu suntem singuri. Știți cum suntem? Ca vremea. Știți povestea babei Dochia? Ea tot o dat jos de pe ea. Și când a venit frigul, nu mai avut ce pune. No, noi tot mai punem câte ceva. Am intrat în iadul alb, vorba piticanei de la Câmpul Lung. În sfârșit a venit o curbă de nivel. Mai avem cam un kilometru 800, spune tehnologia, până pe vârf și mai ne tragem un pic sufletul. Am văzut urme proaspete de capră neagră, dar e un semn bun. Există și aici animale. Spune ceva. Nu mai ai cuvinte? Așa-i. E la vreme, dar ne revenim. Vârful-i tăr mai aproape, ne împiedică un pic ceața asta, că atunci ar fi mai ușor, că am vedea pe unde mergem. Dar împreună reușim. Am ajuns la intersecția cu traseul ce vine din partea cealaltă de creastă, Coboșel, Roșu, Ineuț, și se intersectează cu traseul nostru. Iar în dreapta, Șaua cu Lac și Lacul la Mare. Mai avem în jur de 600 de metri și ajungem pe vârf. Deci, fetelor, mai avem 600 de metri și ajungem pe vârf. Ajungem și la refugiu Ineu. Ultimii 2 km jumate ne-au redus la tăcere. Tare m-au chinuit ultimii 2 km jumate. Bine că am ajuns la refugiu după 5 ore și ceasul 10 km 300. Când am intrat la curățel, m-a arătat 6. După ce am ieșit de acolo, imediat ne-a arătat 6,8. Deci mai fură și ceasul un pic. Da? Mai avem un pic și până pe vârf. Uite ce fain s-a făcut cornișa asta aici, încât să nu bată vântul refugiu.
Da, este ceva zăpadă, fain refugiul ăsta, că atât e altfel din munții Rodnei. Gărgălău, nu știu la cărți cum ui, dar e fain și ăsta. Aoleu! Aoleu, că ăștia XXL nu intră așa ușor. Oi, 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 ce locuri, loc de dormit, aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, cred că dorm 20 de oameni aici, relaxat. Și ăsta e fain că e făcut din panou sandwich și e călduros. L-a îmbrăcat. Nu era așa. Nu era. Nu, l-a pus la punct ca și celelalte, de altfel. N-o treabă bună. N-o să ne tragem un pic sufletul, că am crezut că mi-l pierd. Nu, fetelor? Nu se lasă așa ușor cucerit astăzi din EU, se tot ascunde. Aici e zăpadă proaspătă, bate murme și ne și scufundăm, dar ajunge și pe vor. Suntem sus imediat. Câinele pe poziție. Iată. Știți ce vă așteaptă? Vârful. Vârful. Nu se vede nimic. Cum să nu? Ia. Te-ai ascuns, ineule, răule, dar împreună am reușit și de data aceasta. Ultima oră jumate ne-o cam tăiat graiul urcarea asta. Și uite așa, după vreo 11 km, ajungem pe vârful Ineu, masivul Rodnei, 2279 de metri, al doilea vârf ca mărime din munții Rodnei. 11 km, după cum spuneam, cu toate pauzele, aproape 6 ore. Împreună cu cea mai tare echipă de astăzi, Monica, Loverul, Andreea și criminalul Prințișorul Alpilor, care nu mă râde. Păcat că nu există vizibilitate, dar avem satisfacția de a mai ajunge încă o dată în perioada de iarnă pe acest frumos vârf cu această cruce veche cioplită cu mulți ani în urmă și crucea asta nouă mai nou pus aici, eu când am fost nu era, vârful Ineu, 2279 de metri, muntele și crucea, simboluri ale regăsirii și mântuirii. Hai de acolo, câine, acolo e periculos, hai aici. Am început și retragerea de pe vârf. Ne îndreptăm din nou spre refugiul Ineu, unde o să luăm prânzul bine meritat. Din nou la sala de mese de data aceasta, refugiul Ineu. Ia priviți aici, frumosuți fetele, prescură, ceai cu întăritor și proteină animală. Ce pregătești, Bogdane? Aici? Mâncare tradițională ardelenească, brânză, slănină, ceapă. Super. Asta e. Cam Patagonia. Da. Ceapă, tai, dau ceapă, vă trebuie mai multe? Toată lumea mănâncă ceapă. Eu nu am, dar aș vrea și eu. Însă... respirați, mă copii. Da, să ieri, nu l-am picat.
Deci noi zicem de pregătiți termiciul ăla, competent? Da. Părăsim refugiu cu o altă viziune despre viață, sătui și cu gândul că avem numai coborâre. Parcă acum aș mai revine sus în creastă. Intrăm în labirint. Lovorile, unde mergem? Okay, Red Vine Valley. Dumneavoastră? Dumneavoastră? Spre mașini mergem. În Mănăștur. Mănăștur? Sunteți aproape. Fiecare cu problemele lui. La întoarcere ne-am întors tot pe triunghi roșu, doar că pe traseul de vară. Acum, în perioada asta, nu e mai periculos. De-aia interzis traseul ăsta, iarna, aici o uită o valanșă de acolo de sus. Zăpada asta tot e adunată de acolo. În sfârșit am ajuns din nou în locul ăsta frumos, cu stâncile astea și cu apa. După 10 ore și 10 minute, cu 4 ore mai mult ca săptămâna trecută și aproape 21 de kilometri. Loverule, o tură nu ușoară, corect, dar noi nu renunțăm niciodată. Noi suntem puternici. Totul sau nimic. Corect. Și zăpada a fost de partea noastră astăzi, așa că a fost important lucrul ăsta, nu ne-am scufundat foarte tare. Să vedem ce zic ceilalți colegi de tură. Monica, cum a fost? Tare. Da. Ușor deloc, nu? Deloc. No, 20 de kilometri, 20-800, da. 10 ore și 10. Da. Am pedalat, n-am dormit. Bravo, felicitări. Ce să și faci? Ce să și faci? Ce ai zis, Andreea? Nu mai pot gândi la ora asta. Păi ai făcut 20 de kilometri. Nu știu care e diferența de nivel, o să mă uit imediat, dar eu cred că e peste 1000. 1500? Da? Bogdane? O zi încă o poveste, nici o zi fără sport, dură faină, zăpadă. Dar nu erau 12 km dus întors? Ba da. Nu știu, o înregistrat greșit. Da, 3 ceasuri o înregistrat greșit. Povestea continuă, vă las cu bine, I love you lume. Numai bine, rău la nimeni.